Bine v-am regăsit, prieteni! Atâta e despurcată actualitatea externă că se transformă într-o actualitate internă. Așa că vom vorbi acum despre lucruri care se petrec la 1000, la 600, la 1000 de kilometri departare, dar care au legătură cu noi. Da? Adică vreau să știu dacă se împute treaba cu rușii. Și atenție, nu vreau în niciun caz să existe vreun sevraj de ăsta panicat. Și m-am gândit, hai să prezentăm și cealaltă opinie. Pentru că există o opinie care spune, domnule, să fim liniștiți, suntem în NATO, nu se pun roșii cu noi că îi spulberăm, da? Și există și cealaltă opinie care ne spune, din ce în ce mai contundent, aș putea spune, public, bă, hai să ne pregătim un pic. Să ne pregătim și, iată știrea, NATO dezvoltă coridoare terestre pentru rapid al trupelor și blindatelor americane pe front în cazul unui război cu Rusia. Sigur că asta este pregătire. Nu trebuie, repet, să intre nimeni în panică. Dar nici să nu ne lăsăm pe tânjală, așa un fel de dolce farniente, cum că, domnule, noi nu trebuie să facem nimic. Da? Noi suntem apărați de NATO, mergem la restaurant, ducem nevasta la coafor, copiii la meditații, mergem și în concediu să vină ea de la NATO să ne apere, să vină americanii, francezii, englezii, ăștia. Noi nu avem treabă cu asta. Și atunci încerc să evit un pic nebunia asta, opinia asta care e aproape, nu știu, de Oblomov, da? Așa, de dolce farniente de la, de contemplativ, știi? Bovinul contemplativ. Noi nu trebuie să fim așa. Trebuie să fim în același timp pregătiți. Trebuie să preparăm absolut tot ce înseamnă un fel de zid împotriva agresiunilor rusești, care nu numai cu tancuri, ci cu drone, cum sunt în Ucraina. Nu, sunt cu fake news-uri, sunt cu acel război hibrid care îți întunecă mintea și mai mult decât atât te face să fii în fața unui război mult mai greu decât ăla care se duce cu tancurile. Războiul cu propria minte. Înțelegi? Și atunci am zis așa, mă băieți, este o opinie că trebuie să stăm totuși liniștiți, dar precauți, și mai este o opinie, cea care ne spune, băieți, pregătire, că nu-i foarte coșer în lume. Bun. Și mă duc și iar răspund, nu este cazul de panică, dar este cazul de preocupare, da? La Armand Goșu. Pe grup Formedia am văzut, Armand Goșu vine și spune la unison cu Cosmin Popa, Armand Goșu și Cosmin Popa sunt cei mai titrați specialiști în istoria Rusiei, de când existea până acum. Adică oamenii nu sunt ca noi, ca mine, de exemplu, da? Că citesc de pe Google Translate nu știu ce articol din presa rusă sau din presa noastră. Bun, nu. Ei știu rusește, au fost acolo, înțeleg extrem de bine toate barierele pe care și le pun rușii simpli în față și devin de nerecunoscut în secolul 21. Și atunci spune așa Armand Goșu, da, a început al treilea război mondial, doar că nu e cum știm noi. Dar se va ajunge și la cel clasic. Da? A fost un eveniment la 10 ani de la anexarea Crimeei, o dezbatere la Constanța și cu Gaiana Iuxel, refugiată acum din peninsulă, și spun niște lucruri oamenii ăștia. Și atenție, repet, sunt cei mai titrați specialiști pe care îi avem în momentul de față, poate chiar în toată peninsula sau în toată Europa de Est, vis-a-vis de Rusia. Și ei spun așa, Putin din această situație ori iese pe coș, ori sub scut. Deci nu are variantă. E singurul lider care are control pe armament atomic, care joacă nu popularitatea, ci viața. Asta spune Cosmin Popa. Și completează Armand Goșu, și ar fi bine să fim atenți la asta, nici în 40, nici în 41, cei din București sau din Constanța nu gândeau în termen de război, deși era război. Aveau loc nunți, se nășteau copii, oamenii mergeau la restaurante, la bordel, viața își urma cursul ei. Noi acum, la distanță de ei, spunem, da, a fost război atunci. La fel cum atunci când copiii noștri o să citească despre ce se întâmplă azi, or să spună în anul ăla, a început războiul. Și se va ajunge și la războiul clasic, asta e limpede, spune și încheie Cosmin Popa. Și aici este o carte extraordinară, este te dă de pereță. Trebuie să o cumpărați, o mai găsiți în librării, Stelian Tănase, Zvonuri despre sfârșitul lumii. Și acolo e un fel de, nu știu cum, o fotografie a anilor imediat după primul război mondial, după al doilea război mondial și până la venirea comunismului. Și acolo vin niște lucruri. Pare astăzi incredibil să spui că
acest popor, nu-i așa, etc., etc., și-a dat seama doar după 4 ani de la sfârșitul războiului că pe țară au pus mâna comuniștii. La început a fost un fel de zvonistică de asta, un fel de tremolo. Bine, au venit ăștia de stânga, ok, scăpăm noi și de ăștia că am scăpat de o grămadă. E bine, n-a fost așa. Pe când se trezească, a fost deja prea târziu. Cu toate nebunirile, ciondănelile, toate zvârcolirile din cadrul Partidului Comunist Român, cu toate lepădăturile care au ajuns atunci în PCR, de la Zaharia Stancu, care era un cretin absolut, până la oribilul Mihail Sadoveanu. Adică oameni care au profitat și au trimis oameni la moarte, da? Sadoveanu a trimis 20 de oameni la moarte. Era mare ștab la partid și a venit o chestie de aia. Dom'le, ăștia 20 de muncitori n-au făcut norma. Noi credem că sunt de ăștia care vor să facă praf economia. Da? Ce să facem cu ei? Închisoare sau moarte? Și Sadoveanu a scris cu mânuța lui la moarte. Și au fost împușcați. Ca să înțelegeți. De ce e importantă cartea aia? De ce e important ce zice Goșu, ce zice Cosmin Popa? Pentru că noi avem impresia că istoria se trezește odată cu noi dimineața, merge la serviciu dimineața, vine acasă, tunde arba, mâncă de prânz, stă cu copiii, cu nevasta, mai face un copil, mai face doi, ok, și iar merge istoria la lucru. Nu, nu. Întotdeauna, în zvârcolile astea geopolitice, popoarele au aflat ultimele că e război. Primele că e pace. Adică, dacă mergem exact pe ce zice Armand Goșu, pe anii ăia 40-41, eu am văzut imagini din Cluj, am văzut filmări din București. Era o lume normală. Lumea mergea, erau trăsuri. Este o poză foarte faină, o filmare foarte faină, trebuie să o găsesc într-o zi. N-am salvat-o, din păcate, pe telefon. Okay? În care se vedeau în Cluj, în 42, cum trăsurile stăteau în fața teatrului, așteptând cu conetul și baronetul, nu-i așa, să iasă de la teatru, să-i ducă acasă. Adică o imagine de aia de la Belle Époque. Ei bine, n-a fost așa. Și mergem acum și mai adânc și trebuie să spunem chestia asta, deși eu urăsc generalizările, însă întrebările sunt absolut validate de realitate. Zice așa. Cum poate un popor să o ia razna dintr-o dată? A întrebat sala istoric cu Armand Goșu, vorbind despre lipsa de reacție a rușilor în fața atrocităților comise de propriul conducător în Ucraina. De ce rușii n-au reacționat la începutul invaziei din 24 februarie? De ce n-au reacționat după masacrele din Bucea și Mariupol? Au luat o razna rușii dintr-o dată sau așa au fost dintotdeauna, iar Putin îi reprezintă de fapt cel mai bine? E o problemă cu Putin, o problemă de lider, e o problemă de elită. Sau nu cumva Putin exprimă cel mai bine esența acelui popor? Da? Armand Goșu a fost trecut de Kremlin pe lista agenților străini în februarie 2023, tocmai pentru că îi cunoștea mult prea bine pe ruși și putea să explice comportamentul ăsta. Și atunci te gândești, bă, cum poți să fii mamă de copil și să auzi de copii violați și să nu iei atitudine? Cum poți să fii mamă de fată și să auzi de fete violate și ucise? Sau să fii proaspăt ieșită din maternitatea din Moscova sau din Sankt Petersburg sau de unde îi fii și să auzi și să vezi că au circulat pe rețele sociale despre un bebeluș de 11 luni violat și apoi ucis. Asta te întreb. Sunt convins că sunt ruși care ar vrea să iasă în stradă. S-a văzut la înmormântarea lui Navalny, dar au fost prea puțini. M-am uitat la un sondaj și cât o fie ăla de ciopârțit de partidul lui Putin, Rusia Unită, da? Tot exprimă ceva. Poate nu ar fi 84% dintre ruși care îl aprobă pe Putin. Bă, poate ar fi adăugat 10%, 20%, 30%. Oricum, o jumătate de popor să aprobe un criminal, asta înseamnă că poporul are o problemă cu ADN-ul cultural. Nu ADN-ul ăla de care tot auzim la medicină sau în științe. ADN-ul ăla cultural, care te face să fii de o parte sau de alta a umanității. Da? Care îți respectă valorile trăirii, na, vieții. Eu nu cred că rușii sunt acolo, pur și simplu. Nu pot să cred că rușii sunt acolo, pentru că și-au demonstrat sălbăticia într-un mod în care lumea a stat cum stau bătrânele câteodată când se miră cu mâna la gură, uimite de ce poate să facă un om altui om. Mă duc mai departe, pe aceeași logică a
Hai să vedem ce zic ceilalți, cei care nu ne spun să fim toată ziua liniștiți, cei care musai să ne facă mult mai prezenți în actualitate. Șeful armatei norvegiene. Da? Avertizmentul unui general, NATO are la dispoziție 3 ani de zile ca să se pregătească pentru un război cu Rusia. Asta zice. Și este un general, este comandantul armatei norvegiene. Acum, astea vin înspre noi. Am tot auzit de astea. Dar dacă le pui în puzzle, o să vezi niște lucruri. Bun. Avertizmente asemănătoare încă de la începutul anului am avut. Christophersen, da, așa îl cheamă pe norvegien, vine după o serie de avertizmente lansate la începutul anului, din ce în ce mai sumbre din partea liderilor occidentali și oficialilor din domeniul apărării cu privire la amenințarea pe care o reprezintă Rusia și la lipsa actuală de pregătire a Europei pentru un conflict direct cu Moscova. Moscova întotdeauna a visat la Europa. Și prostalăul ăla de Petru cel Mare a visat și el să ajungă la Paris. Dostoevski spune, bă, orice rus cu bani vrea la Paris. Turgeniev își face praf tot ce înseamnă fibra poporului din care a venit și a trăit în Franța. Da? Barâșchin, o grămadă de oameni care au depășit condiția de ruznac bețiv, da? Au vrut să ajungă în Occident și chiar au ajuns. Mulți. Sigur că le-a rămas cumva un fel de legătură culturală, ombilicală cu mama Rusie. La toată lumea, cred că. Și dacă te duci din Puerto Rico până în Canada, îți rămâne așa fibra aia de portorican. Da? Dacă te duci ca român din Spania, îți rămâne ceva, nu știu, îți rămâne nări mirosul de cozonac de Crăciun sau de sarmale, sau îți rămân aromele alea identitare. La ăștia a fost la fel. Dar nu s-au întors în Rusia. Pentru că ar fi fost ciomăgiți. Da? Dostoevski, care săracu a stat în Rusia, bine, a avut probleme. El a scris un roman în 11 zile, da? Pentru că avea datorii la cărți. Și repede scrie un roman, jucătorul, da? trimite-l repede să mai am niște bani la poker. Asta făcea. Înțelegi? El cam dobitoc așa de felul lui. El a fost cu ideea de a rade Crimeea, da? Păi, ce faină e Crimeea tătărască. Deși era singurul loc de început de democrație. Era cel mai democratic loc din partea aia. Înțelegi? Hai să aruncăm peste bord tătarii. N-au voie să se întoarcă în țară. Au plecat, ba, prin Cârgâstan. Au fost risipiți tătarii. Hai să aducem ruși. Și Stalin a pus chestia asta în valoare, după multe și multe decenii, ideea lui Dostoevski. De ce vă spun astea? Atunci când citiți marea literatură rusă, că așa se spune, marea literatură rusă, să nu aveți impresia că dacă ne place, nu știu, Crimă și pedeapsă, de exemplu, da? Scriitorul, da, Dostoevski, a fost un mare caracter. Nu, a fost un fel de rascolnicăraie, de aia, rascolnicovul ăla care omoară pe bătrân, după are tot felul de procese de conștiință, vine Dumnezeu să-i zic că vezi că îți dau un pumn. Prostii de astea de ruși. Nu au nicio mare literatură, băieți. Pentru că o mare literatură ar însemna să civilizeze pe cel care citește. La fel Tolstoi, care se împărțea între crâșma aia din sat, cu țăranie, da? Și mândra aia de cameristă pe care o avea, femeia de serviciu, care îl găsea cu mâna în șliț, întotdeauna. Ca să știți chestiile astea. Bun, mergem mai departe. Că mai avem o poză și aici deja vin o mulțime de oameni care au tras semnale de alarmă. Vă amintiți de Pistorius, al nemților, ministrul german de externe, de apărare, în ianuarie. Atenție, războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde în țările din vecinătate. Dar zice, bă, Putin ar putea invada o țară NATO peste vreo 5, peste vreo 8 ani. Tot în ianuarie, general de rang înalt, au spus că Alianța Nord-Atlantică ar avea la dispoziție 3 ani să se pregătească pentru o posibilă ofensivă rusească în Europa. Care? Ce face ofensiva asta? Vizează infrastructura militară cât și cea civilă, adică este paradigma pe care o vedem astăzi în Ucraina. Șeful armatei britanice, Patrick Sanders, la începutul anului 2024, populația din Regatul Unit trebuie să fie pregătită să ia armele în mână într-un război împotriva Rusiei condusă de Putin.
deoarece armata profesionistă din prezent este prea mică. Adică sunt o mulțime de mesaje pe care trebuie să le înțelegem în cheia realității de astăzi. Eu știu că unii spun, domnule, iar extern. Nu mai este extern. Nu mai este extern, din păcate, pentru că orice bășină de asta de-a lui Putin, da, începe să împută lumea. Ei asta fac. Kremlinul n-a făcut niciodată vreun bine omenirii. N-a avut niciodată vreo contribuție prin care să spune, domnule, uite, Kremlinului sau Moscovei se datorează chestiunea asta și bună pentru omenire. Nu sunt în stare să priceapă binele, înțelegeți? Pentru ei binele este un fel de breloc, propriu, personal, privatizat. N-au cum. Pentru că nu au seva culturală din care să înțeleagă civilizația. Pur și simplu. Acolo, de la 1237, de când i-au căpăcit mongolii, se joacă doar pe asasinate și pe poli de putere. Da? Asta este. Este un power market. Asta este Kremlinul. Asta este Rusia. Că stau prostală ea și votează și nu se răscoală și nu este unul care să-i tragă un glonț în cap lui Putin. Ok. În istorie sunt puține cazuri. Da? Brutul și ăștia au cam dispărut în secolul 20, mai ales în secolul 21. Populațiunea copulativă rusă se vede că e de acord cu dobitocul ăsta. Și rușii fac prin proxy. Nu trebuie să fie să angajezi un rus. O să vedeți acum, o nemernicie a la rus, da? Au dus sicrie, 5 sicrie înfășurate în steaguri franceze lângă turnul Eiffel. Scria pe ele soldații francezi în Ucraina. Sigur, au vrut să pară cumva așa înglodați în istorie, apropo de Napoleon, cu cei 6.000 de soldați, tot felul de chestii. Însă, trebuie să ne uităm la știre. Ce au făcut? Cine sunt ăștia? Da, sâmbătă, între iunie, 3 persoane au lăsat 5 sicrie de dimensiuni mari, dar acolo, chiar lângă turnul Eiffel. Dacă merg pe Kelberli, da, e chiar acolo unde e patrulaterul ăla de Eiffel. Sicriele conțin Ipsos, da? Șoferul camionului care a transportat sicriele a fost arestat. Zice poliției din Paris, domnule, am luat 40 de euro ca să conduc alte două persoane și încărcătura lor. France Press zice, bă, stai un pic, ăsta venise, de fapt, din Bulgaria cu o țeară înainte, ca să vedeți. Alți doi suspecți reținuți ulterior de cealaltă parte a Parisului, la Bercy, da, ai chiar în partea opusă, la mama dracului, da, la Bercy, unde urmau să îmbarge într-un autobuz spre Berlin. Unul dintre suspecți ucrainean, ăla al german. Adică, înțelegeți de ce circarii, suveraniștii, cretinii ăștia care sunt anti-europeni, anti-americani, anti-NATO, anti-orice, ăștia sunt de fapt idioții utili ai Rusiei. Vin să vă spun exact cum spun dincolo. Domnule, Europa ne face colonie, ne pun să mâncăm gândaci, vai ce ne fac europenii, merem acolo să vezi cum ce le dăm în gură, le dăm șuturi în gură la europeni. De fapt, sunt circari. Trimiteți-i pe ăștia, voi europenii, da? Sau noi europenii, trimitem o grămadă de circari în Parlamentul European sau pur și simplu începe să gândim cu mintea noastră. Pentru că circarii ăștia vor face jocul Rusiei. Sigur că nu o să spună niciodată trăiască Putin, trăiască Rusia. Nu, nu. Și o să facă în așa fel încât să decelereze tot ce înseamnă integrare europeană, filozofia asta integratoare europeană. Da? Și dacă te uiți, da, una dintre cele 3 persoane are legătură cu un cetățean bulgar acuzat că a marcat cu vopsea roșie niște șabloane reprezentând mâinile roșii pe memorialul Holocaustului din Paris. Adică toți erau cumva legați. Dobitocul ăla bulgar a mers și a dat cu spray mâinile roșii. Mâinile roșii pe zidurile Muzeului Holocaustului. Mâinile roșii ce simbolizează? În momentul când teroriștii, da, islamiști, da, au ucis la un moment dat o mulțime de evrei, soldați evrei, etc., semnul victoriei lor era că își ridica mâinile. Teroristul la care a ucis, erau roșii de sânge și le arăta mulțimii care era acolo plămădită în Urale. Și de atunci a rămas un semn al teroriștilor, al victoriei lor, victorie, vorba vine, da? Al uciderii unor evrei. Și bulgarul ăsta, în legătură cu alt bulgar, în legătură cu un ucrainean, în legătură cu un neamț, da? Și ce să vezi, soldații francezi în Rusia
sicriele alea puse la baza turnului Eiffel. Adică așa lucrează ăștia. Noi degeaba tot încercăm să-i luăm cumva că pot fi civilizați. Nu pot fi civilizați, băieți. N-avem cum să rezistăm presiunii de ev mediu pe care Rusia o face asupra Europei. Rusia a gândit întotdeauna în termen de mare putere. Pentru ei, Europa era un fel de buffer. Da? Ce caută America peste ocean? Și visul Rusiei, deja de peste 100 de ani, este foarte simplu. America să stea în America și noi în Europa. Ruski mir. Da? Panslavismul. Da? Rusia aia de la Vladivostok la Lisabona. Noi ar trebui să gândim asta. Ar trebui să gândim și vă spun de ce. Pentru că e foarte fain să gândești în termen de pace. Dar nu când e Rusia, când ai o Rusia agresivă lângă tine. Sigur că nu intri în panica aia care te bagă într-un sevraj. Nu. Dar poți să fii de 10 ori mai atent. Poți să evaluezi corect inclusiv pe aia pe care îi trimiți acum în Parlamentul European. Pe care îi pui acum în fruntea țării, în fruntea, nu știu, și dacă e primar, și dacă e nu știu ce. Bă, stai un pic. În caz de ceva, că vine o dronă, că vine un rus, vine un dobitoc de la Kremlin, ăsta ce poate să facă pentru mine? Până la urmă despre asta e vorba. Da? O să se dea repede la o parte, o să semneze, trăiască Rusia, o să fie ca dobitocul ăla de Sadoveanu, ca prostalăul ăla de Zaharia Stancu, mincinosul ăla care zicea că i-a pus măsa bodniță sau cine mama dracului i-a pus. Nu i-a pus nimeni bodniță, bă. Și el râdea de ce succes a avut de sculț, că totul a fost inventat. Citiți un pic cărți, citiți jurnale ale elora din epocă și o să vedeți cât de spurcați erau ăștia care s-au dat cu rușii. Și atunci eu când votez, eu pentru ce votez? Să am niște ciumpalași de ăștia care mi se urcă în cap și mâine votează cu rușii, dacă intră vreodată aia. Sau nu sunt stare să, sau n-au, nu sunt previzibili vis-a-vis de aliații euroatlantici. Adică, băieți, trebuie să gândim cu mintea noastră. Și când gândești cu mintea ta, în momentul ăla, deja o primă victorie împotriva idioților de la Kremlin sau de unde or fi ei, da? Inclusiv din bătătura ta, deja poți să o contabilizezi. Cred că trebuie să iau publicitate, așa? Mă, pe când m-am pornit să-i studiu pe ruși? Publicitate. Așa, am terminat prima parte cu idioții de la Kremlin, de la Moscova, din Rusia în general. Și am zis, bă, dacă tot am povestit despre proștii, hai să vedem ce ar trebui să facem noi, ca să fim deștepți. Noi europenii, dar și noi românii. Sau euro-românii, cum vrei să-i zici. Și invitatul meu din seara asta este Ciobolenger, proprietar al, cred că cea mai mare firmă de sere din România, nu? Da, suntem cel mai mare producător de sere și solarii profesionale din România și pot să spun că și din părticica asta de Europa de Est. Bun. Nu mai vorbește nimeni de agricultură. Parcă, bine, toată lumea e calată, hai să-i dăm bătaie cu politica, cu alegerile. După aia toată lumea e cu Rusia, toată lumea e cu Gaza, cu astelalte. Agricultura, bag seama că ne ia banii din buzunar, deocamdată. În momentul de față stăm cu un deficit baban mare, dolodoț, imens. Avem un deficit de 1 miliard de euro, exportăm legume de 139 de milioane, dar importăm de 1 miliard 159 de milioane de euro. Doar la legume. Doar la legume și doar vorbesc de cifrele din 2023. Noi importăm legume de 1 miliard pe an. Deci trebuie să realizăm că suntem căzuți în cap. Noi nu ne acoperim consumul de legume din România. Dar de ce? Că toată lumea zice, vai România, că arunci un cui și iese cucuruzul. Mai arunci un cui și iese grâul. Dacă faci din unghi așa tare, iese pătrunjelul. Avem o agricultură destul de primitivă comparativ cu ce agricultură și ce tehnologii se folosesc în afara țării. Vorbesc de Olanda, de Spania, de Italia, care sunt pe primele trei locuri, urmate de Polonia, care și ei s-au adaptat tehnologic din punct de vedere al cultivării legumelor mai deștept în sistem hidroponic, unde tu ai producții mai mari. Asta unul la mână. Doi la mână, toate aceste țări își acoperă necesarul. Noi nu-l acoperim. Aici vreau să mă reîntorc, Este loc să se producă în țara asta, să se producă legume și să ne hrănim poporul și să mai hrănim și să mai și exportăm, să facem bani. Dar neinvestind în agricultură, nu se dau fonduri. Guvernanții noștri cei deștepți dau, vorbesc de guvernanții noștri de decenii,
dau foarte puțin bani pentru agricultură. Fondurile accesate nu sunt suficiente, adică dai maxim milioane de euro sau zeci de milioane de alta, nu dai nimica, dar ție deficitul ăsta de un miliard, ți se în fiecare an e un miliard. Deci îți dai seama cât de... Și alții cum reușesc? Că tu ai mai zis odată, domnule, e o mare porcărie să vii tu, German, cofetarul, da, am o cofetărie, zic, nu mai merge și mă duc la agricultură. Băi, guvern, dăm niște fonduri europene și îmi dau mie, deși n-am pregătire. Tu ai mai zis chestia asta de 1000 de ori. Da, s-au aruncat cu bani, foarte puțin dintre cei la care trebuia să ajungă fondurile nu au ajuns. De exemplu, fermierii care sunt cu adevărat fermieri. A fost prea dificil procesul de a aplica la fonduri. Este ceva nemai întâlnit. Polonezii l-au făcut foarte ușor. De-aia și polonezii au luat toate fondurile posibile. Noi nu am accesat fondurile acestea. Și noi de ce birocratizăm totuși? De ce nu putem merge până în Varșovia, stăm acolo două săptămâni, mă, dă și mie, hai să mă împrietenesc, vii la mine, îți dau pe link, îți dau ce vrei tu, zici și mie cum faci tu. De ce birocratizăm totul? De ce avem cei mai mulți funcționari de stat, angajați la stat, pe cap de locuitor, pe cap de salariat din România? Nu știu. Pe cap de contribuabil. De ce? De ce avem, de ce nu avem o regionalizare și zone economice mai puține? Ai 40 de județe. De ce ai 40 de județe? De ce nu ai cel mult 6-8 regiuni care niște județe mai mari, dar cu mai puțin personal, cu mai puține consilii, cu mai puțin birocrație? Dar voi când mergeți la întâlnirile astea cu diversi miniștri, căs de stânga, căs de dreapta, voi le ziceți chestiile astea? Sau dacă le ziceți, vă ascultă cineva acolo? Te ascultat? Te ascultă, dar sunt politicieni care, din păcate, în România nu prea sunt trași de mânecă de către electorat. Pentru că electoratul are, se pare că, o memorie destul de scurtă. Se promit fonduri europene cu sutele de milioane, dar nu se aplică, nu se dau acei bani. Rămâi doar cu promisiunea în vânt. La fel cum se promit autostrăzi, cum se promit tunele, cum se promit tot felul de alte bazacone de infrastructură. Eu am mers în Spania, ăia au acolo, pe lângă Mursia, cred că, din avion, ai impresia că e o mare. Dar nu e mare, că-s numai sările lor, cred că mii de kilometri pătrați. Deci orașul e atâta și în jurul orașului cam atâta sunt numai sere. E incredibil. Dar ei n-au pământ, că acolo totul e roșcat, vai de mama lor, n-au apă. N-au apă. Adică, și ăia reușesc și eu, dacă mă duc acum să cumpăr, merem amândoi în supermarket, o să găsim roșii de Spania, roșii de Italia, roșii de Israel. De Turcia. Da, da, alea nu iau, alea nu le iau. Văd că foarte mulți fermieri de la noi se plâng. Ba că-i vremea nenorocită. Mă, gândiți-vă că în Spania, în Italia, au altă vreme, mai uscată, mai fără apă. Dar mă gândesc în Israel. Au alte challenge-uri. În Israel. Tu ai fost ei în Israel. Ei exportă, da. Am fost în Israel. Omul sfințește locul. Prin muncă, au sfințit locul. Uite-te la polonez, că ne plângem că aici clima noastră e prea rece, că prea nu știu cum. Mă, în Polonia e mai rece. E mult mai la nord decât noi. Și produc. Polonia produce 5,4 milioane de tone de legume pe an. Noi producem 1,3. Deci și asta spune ceva. Polonezii exportă, noi ne creștem importurile. Eu nu înțeleg. Sunt zonele astea, dar cum am dat Spania, am dat Israelul. Spania se deșertifică. Israelul în deșert au inventat chestia cu picurător, da, pe, s-au inventat, pe care o aplică inclusiv țările arabe și musulmane din zonă, ca să vezi ce înseamnă istoria. Da? Aia cum pot? N-au, nici măcar n-au apă. Iau, desalinizează din mare, din tot felul de nebuni. Și noi cu totul aici avem tot ce avem nevoie ca, ca structură hidrografică. Da? Ai pământ super bun. Bun. Ai tot. Dar n-ai cap. Ești prost. Și poftă de muncă. Și poftă de muncă, l-am văzut într-o zi pe Porumboi, acum câțiva ani, care încercase să-și facă în vazlui ceva legat de viticultură și a domnului, nu vine nimeni la muncă, mi-am adus din Maramureș, dar renunț. Adică, pur și simplu, noi avem o problemă, eu n-aș mai da nimic asistatului social. Dacă n-ai o boală cronică, dacă nu ai o dizabilitate, nu-ți lipsește un membru și vezi bine, la muncă. Absolut. Avem muncă. Și suntem și țara cu cel mai mulți asistat social din Europa. Suntem campioni. Per cap de locuitori, iarăși, luat. Domnul, și atunci soluția care? Ce să învățăm de la alții? Că tu ai umblat peste tot, serele tale încă se vând prin Slovacia, prin Ungaria, pe... Aia de ce le cumpără? La ce le cumpără? Ce fac în ele? În primul rând,
fermierii care au succes, când le vizitez fermele, când le vizitez locul unde urmează să fie făcută investiția, după care le facem iarăși vizită în teren ca să vedem dacă toate sunt în regulă. Cei care au succes sunt și cei care sunt ordonați. Totul este așezat, nemțește, curat. Am fost în Cehia, în Slovacia, în Ungaria. Deci totul este curățenia, în primul rând, ordinea. Culturile nu sunt multiple. La noi, fermierul român face câte 6-7 tipuri de culturi, ca să aibă de toate. E bine, cu de toate nu o să ai cantități. Din, dar de toate. Și nu se le iau supermarketul. Este aici o balanță. Faci una, maxim două tipuri de culturi. După aia vine nișarea. Că la noi omul, fermierul, face și răsaduri, după aia își face și plantele din răsaduri, crește plantele de la sămânță. Nu, în Ungaria, ce am observat acum și în Cehia, este o nișare. Cei care fac răsaduri, fac doar răsaduri. Tot anul. Și dau. Și ăștia fac mai multe cicluri. Sunt care fac mai multe cicluri de creștere. De exemplu, la salată, la toate. Fac mult mai multe cicluri și produc tot timpul salată. Dar atunci ei sunt un partener foarte viabil și credibil și pentru lanțurile de retaileri. Dar aici mai este o chestie legată de retail, care e o chestie interesantă. Politica aia de la farfurie la fermă sau fork to farm. Da. Sau invers. Foarte mulți fermieri din țările pe care le-am menționat încep să se marketeze. Am văzut că și la noi au început câteva exemple și sunt de succes. Se marketează cu produsele lor făcute organic, făcute la fermă, în localitățile din jur și vând în jur, nu prin lanțul de retail. De exemplu, sunt care vindeau verdețuri în loc să le vândă cu 1,30 lei la retail, care le vinde după aceea la 4 lei, le puteau da direct la un 3 lei sau chiar la 4 lei, direct la consumatorul final. Dacă era și încrederea, chimia aia. Chimia aia și există un trend. După cum vezi, foarte mulți dintre noi începem să acordăm atenție la ce mâncăm. Da. Pentru că și umplem spitalele cu alimente care nu sunt sănătoase, cu pesticide, cu nitriți, cu toate... De aia nu iau din Turcia. De unde știi că nu e din Turcia? Nu știu, ce agenție de stat te protejează pe tine cu scutul și cu armura pusă a dreptății și al profesionalismului ca să știi că tu, de fapt, mănânci de foarte multe ori nu legume românești, ci mănânci legume turcești. N-ai cum. Am văzut eu o chestie, un afiș de ăsta la mișto, da? Roșii românești și, în paranteză, culese de români din Spania. Știi, adică lumea deja începe să facă și miștouri, dar eu am văzut niște analize prin care, și nu sună bine pentru noi, trebuie să mă uit, legumele de la noi și din Turcia aveau cele mai multe pesticide. Da, din păcate au început și ai noștri, neavând spații logistice, gândește că ești un fermier undeva la Cuca Măcăi, ai o seră mare, ți se fac roșiile, n-ai unde să le vinzi imediat, sună telefonul de la Bucurobor, îți trimit tirul mâine, tu ai încă roșiile verzi, ce faci? Le înroșești, nene, le dai. O să arate roșii frumoase când vine tirul, și încărcat, n-ai cum să le depozitezi ca să... Nu s-au făcut investiții chiar de către stat. Să facă investiții în depozite logistice așezate strategic în zonele legumicole, în care statul să închirieze spațiile respective pentru a fi păstrate legumele. Așa te poți și asocia mai mulți producători ca să ai și un preț foarte bun când vinzi și volum. Angro și ai volume și așa se face în mod normal. Asta ca să înțeleagă lumea de ce porcăria aia din 2000-2004 lunăstase. Hai să facem săl de sport în localități unde media de vârstă era de 2600 de ani, în loc să facă, totuși, exact ce zici tu, niște depozite frigorifice. Am văzut cum se păstrează, în Harghita Covaz n-am văzut pentru cartofi, am văzut după aia în Ungaria, Polonia, Cehia, full, da. plin. În Polonia, dacă mergi, eu mă uit acolo, prețurile sunt mult mai mici decât la noi. În Cehia sunt mult mai mici decât la noi. Nu mai vorbim. În Ungaria, legumele de la legumicultori. Ungaria are o problemă acum cu politica ei, aiurea, cu politica europeană, dar în rest, Cehia, Polonia, Franța, dacă mă uit. Da, nu mai vorbim de Italia și Spania. Italia e aproape la jumătate de preț. Adică avem o problemă fundamentală cu propriul buzunar. Măi... Două țări mi-au tras atenția. De exemplu, și Cehia și Ungaria își acoperă 75% din consumul intern de legume din producție proprie. Și de Polonia, bravo. Ce să mai zic atunci? Polonia, cred că are 120%. Polonia, probabil că e pe la 80%. La Polonia nu mă uit la statistici, dar bănuiesc că sunt pe acolo la cât produc.
Ziceai de săl de sport. Măi, bun și sportul, numai că nu poți să faci sportul pe burta goală. Umblând pe la Țărănoia, prin localitățile limitrofe, am ieșit de pe autostradă, m-am dus în Cehia, m-am dus în Ungaria. Vezi că statul a creat cumva o infrastructură care ajută firmele să se dezvolte și în localități mai puțin centrale sau în orașe mari. Și se vede bunăstarea. Și după aia poți să faci și săl de sport acolo, dacă reușești să aduci depozite logistice, să faci investiții în ferme, în hub-uri logistice pentru agricultură, atunci da, poți să faci și săl de sport și atunci o să ai tineretul care va sta în aceste zone, le va popula și îți va crește în mod uniform și sănătos țara. Da, vreau să te întreb că eu am tot bubuit rușii în prima parte a emisiunii și o să-i bubui cu cea mai mare plăcere și este plăcere. Deja dacă mă cât acuzați de sadism, să puneți în legătură cu Moscova sau cu Kremlin, nu că eu sunt de acord. Da, se simte invazia asta tâmpiților de la Kremlin în Ucraina? Se simte în farfuria noastră? Simți tremolourile? S-a schimbat ceva? Se simte în intenția de a investi în ferme din bani privați. Practic este stopat totul, atât în Cehia cât și în Ungaria. Bine, în Ungaria și-au luat-o și de la Uniunea Europeană, dar tot datorită războiului, oamenii sunt prudenți și nu prea investesc atunci. Aici iară aș face cu statul. Să vină statul, să faciliteze fondurile alea care sunt disponibile, să le dea naibii drumul pe piață, să se facă niște ghiduri ușor de citit, să ușureze, practic, partea de accesare a acestor fonduri, să facă o triere mai rapidă și să dea drumul la bani, pentru că eu cred că antreprenorul român s-ar mișca dacă îi simplifici un pic drumul birocratic ca să acceseze aceste fonduri. Dacă se gândește, bă, am niște bănuți, îi pun acolo, vine prostul ăla de la Kremlin sau se întâmplă o criză economică, ce fac? Rămân fără bani. Dar așa, la fondurile europene, parcă te miști. S-ar arunca și s-ar ajuta foarte mult economia. Dai de lucru, dai de lucru la ai noștri. Iară, nu mai importi. Există vreo diferență față de dinainte de invazie? Foarte mare. Cum a început invazia în 2022, în februarie, din inerție au mai mers proiectele mari încă o vreme, după care 2023 a fost jale, a fost prudență, a fost stagnare. Nu s-a mai aruncat nimeni. Și peste tot, nu numai în România. Cu surprindere am crezut că doar la noi, dar am văzut că și în Ungaria același lucru, în Cehia și în Slovacia. Că în Slovacia, de exemplu, noi vindem cam 10% din ceea ce producem. Slovacia? Da. Da, au o zonă legumicolă foarte bună, ne apreciază produsele. Și... Păi știu că la Fortuna aia mare care a fost acolo, numai serea ta au rămas serele tale, au rămas în picioare. Niște zăpezi mari și au rămas două sere mari și late pe care scria sere transilvania. Da, dar nu poți să zici chestia asta, de aia te-am întrerupt. A, deci nu am vrut să spun, să dau detalii. De la noi, ceva sere, de la noi în da. Ardeal. Da. Bun, și atunci eu mă gândesc, unde ne îndreptăm? Pentru că tu nu poți în fiecare an să mai tragi câte un miliard în minus. Tot timpul să importi. Când tu vii și bași tot felul de chestii de astea, ba la televizor, ba pe Facebook, ba pe toate rețelele, vai băbuța care vinde pătrunjelul și alungată de jandarmi. Băbuța nu face agricultură. Nu cu aia se ține agricultura. Și nimeni nu explică oamenilor pentru că le este frică de reacția populiștilor. Vai, dar cum să spui așa? Cum? Că uite, țăranul Octav Băncilă, nu-i așa, ăla care fuge săracul cu zrențele pe el, ăla este reperul în agricultura românească. Ceea ce o porcărie. Din păcate avem o agricultură românească din care cred că jumate e la negru. Vorbesc de agricultura de legume. Se lucrează foarte mult la negru. Uite, de când îți vine ANAF-ul, fie numele binecuvântat, la tine în control, trece pe lângă aia care vând pepeni. N-am nimica cu ei. Dar ei aduc un tir de pepeni de 20.000 de euro o dată pe săptămână. Depinde cum trec pepenii. Probabil pe lună. Da, trăiesc din asta. Mulți zic, bă, oamenii aia trăiesc din asta, da. Dar, bă, nu-i nimica fiscalizat. Adică te duci și controlezi magazinul ăla de jos de la bloc, unde trebuie să aibă toate, sanitar, veterinar, toate avizele, casă de marcați, fiscalizat totul, și care are probabil o cifră de afaceri la fel ca și pepenarul nostru, dar pe ăla nu controlează nimeni. Ar trebui să se aplice legea fiscală tuturor.
Mai mult decât atât, să-i se explice și pe penal lui: băiete, nu te poți dezvolta, că te duci la bancă să te dezvolți, să iei credit. Că așa se dezvoltă economia. Nu există altfel, da. Băiatule, cine ești tu? Domnule, că am bani. Unde ți-s banii? Că nu ești aici, nu ești în scripte. Nu apare în scripte. Și atunci n-ai cum să fii finanțat. Și nici cofinanțare, nici cu fonduri europene nu iei, pentru că tu nu ești decât un tip care culege pepe și vinzi la negru. Bun, și de... Voi tot mergeți, vă cheamă ăștia de la ministere, vă tot gâdile pe la buric. Ok, și când îi zici, bă, voi nu înțelegeți că dacă nu fiscalizați, dacă nu-i pui pe ea să fiscalizeze, nici măcar ei nu se pot dezvolta, că fiecare șut în fund, în cazul ăsta, este un pas înainte. Uite, am fiscalizat, mă duc la bancă, iau bani, mă dezvolt, trăiesc mai bine, angajez mai mulți oameni, profitul mai mare. Stai un pic, noi suntem conduși de clowni, de decenii. Tu nu ai profesioniști care conduc țara asta, nu ai oameni cu adevărat profesioniști. Și nici nu vezi pe șichierul politic să ridice mâna alții mai acătării. Din păcate, noi mergem mai departe într-un fel de inerție și eu mă mir ce se întâmplă aici. Că noi am putea trăi foarte bine în țara asta, am putea să avem o infrastructură fantastică, am putea să fim foarte atractivi pentru investiții. Dar pentru aia trebuie cap, pentru aia trebuie viziune. Și oamenii care se opună în... N-ai văzut că ăsta de la agricultură îl lăuda pe domnul Nicolae Ceaușescu, președintele nostru, tată. Adică acolo deja e o problemă fundamentală. Cu filozofia lui de viață, cu filozofia lui profesională. Și încă e în funcție. Nu-l dă nimeni jos. Că e de-a nostru. În ședința de partid. Și n-am voie să zic de partide, că nu s-a gata campania electorală, că nu vin până... Dar și după ce se termină alegerile, mânc cu vă sufletul, cum vă aștept eu pe partidele astea, uite așa la tocător. Întrebarea mea este, de ce să pui la un sector așa de important, cum ar fi agricultura, un ministru care n-are nici înclin, nici în mânecă cu agricultura? Că a fost în niște comisii în Camera Deputaților, sau că a tăiat niște hârtii la taxe și impozite la ceva orășel mic, numit din Slatina. Aia nu înseamnă că tu ai experiență pe partea de agricultură, aia nu înseamnă că tu poți să duci țara asta și să o dezvolți pe partea asta. Dar să ai tot o viziune, să ai. Bănuiesc, e peste tot așa. Păi, tu ai zis la un moment dat de hidroponic, de sistemul la hidroponic, cum fac și polonezii și cam toți. Da? Cam toți care fac bani, așa fac. Da, una e să faci 10 trandafiri pe metru pătrat și alta să faci 100. Da, încă rația este de 250 versus 25, 200 versus 25. Deci e imens, cu aceleași cheltuieli de încălzire, cu aceleași cheltuieli de personal. Și la noi de ce? Nu se învață în școală? Sau ce se întâmplă? La școala e destul de conservatoare, să zic așa, în domeniul ăsta. Și probabil că e un minus. Ca să chem un specialist, de exemplu din Olanda, să te învețe să crești trandafiri hidroponici în seră la tine, trebuie să plătești pe ăla între 5 și 8.000 de euro pe lună sau ceva de genul ăsta. Okay. Ca să-ți vină în coace. Cred că 8.000 mai degrabă decât 5. Deci îți dai seama câți bani pot să facă copiii ăștia dacă se apucă și învață. Bine, nu înveți în România, măcar ai bazele, că ai făcut USAMV-ul. Ia-te, fă-ți boceluța și du-te și fă un curs de 6 luni de zile și hai doxă înapoi și dă asistență tehnică, că-i loc. Păi da, exact ce face amicul nostru, prietenul nostru, Emil Turdean, care pleacă în fiecare an, dar în Olanda să învețe. Au făcut cursurile acolo, dar înainte era mecanic de locomotivă bun și au zis, bă, vreau agricultură, că de acolo sunt. Olanda aplică tot ce e în Olanda și merge, el o și zis. Cine se plânge acum în România de agricultură, adică fermierul care se plânge, înseamnă că nu a învățat destul. Problema fundamentală la noi este de sistem. Sunt absolut de acord cu tine. Absolut de acord. Îmi spune Melissa că mai am un minut. Tu cum vezi România peste 10 ani dacă continuă așa? În agricultură, cel puțin. Păi... facem implozie dacă continuăm așa, pentru că nu o să mai fim compatibili, dar nu avem cum să mergem mai multă vreme așa. Pentru că vor veni alți antreprenori care vor aplica regulile știute de afară și vor face bani și cumva va renaște chestia asta, eu așa zic. Sunt prea multe oportunități aici în România ca să le ratăm una după alta chiar pe toate. Refuz să mă gândesc că suntem chiar așa de picați în cap. Eu nu vreau să mă gândesc că suntem picați în cap, nu mai amintesc de când am văzut în ceva supermarket mici, gata prăjiți, cu niște legume. Îți dai seama că nu mâncă românul mici cu legume, nici să-l tai, da? Made in Germany. Și după aia am mai văzut o fel de Transylvanian Fat, adică
șonca Coloșvar, da? Șuncă de, adică slănină de Cluj, în magazine din New York, dar era, după am uitat repede să văd eticheta, dar era un Budapest KFT, adică un SRL din Budapesta, da? Ea să lăudau cu slănina noastră de Cluj. Și noi, bulu-bulu. Asta putem, băieți. Mulțumim tare, mult musă să reluăm discuțiile astea, că trece și campania electorală, vin și alegerile și o să avem, nu emisiune electorală, de a nu pot vorbi de partide și de candidați, pentru că ar trebui să scrie acolo, că altfel regulile sunt încălcate și nu-i cazul. Da? Și mă tot abțin de campanie electorală de o lună, dar ne vedem după aia luni și luăm la tocat, că așa îmi place să mănânc politicieni pe pite, aici îmi place. Le pun un pic de muștar, un pic de... Le băgăm în ghice un pic de ardei iute și putem pune la masă. Ca să fie comestibil, nu ca să ne mănânce pe noi. V-am popilizat semnificativ. Program disponibil pe primaplay.ro.